Nu de mult, biserica a sărbătorit aniversarea păstorului lor și printre darurile pe care i le-au dat frații din biserică și surorile, a venit și mi-a spus: Daniele, mi-au dat un ceas. Ce să înțeleg din asta? Zic, poate predici prea lung. Și l-a zis, mă bate gândul să le cumpăr și eu la fiecare câte un dispozitiv de alea auditiv. Și am zis, nu face, că costă mult. Mai bine roagă-te ca problema auzirii cuvântului să fie rezolvată de puterea Duhului Sfânt. De El avem nevoie. Psalmul 51, pe care l-am avut la școala duminicală, este un text cum nu se poate mai potrivit pentru meditație la cina Domnului. În introducere aș vrea să vă spun de ce îl văd eu important, cum îl împarte Warren Wiersbe și pe urmă să facem ceva ce poate n-ați făcut niciodată. Cei mai mari dușmani ai noștri nu sunt cei care îi vedem, ci cei pe care nu îi vedem. Lumea medicală numește bacterii și virus. Mult mai mici decât un elefant sau un cal sau o balenă. Și totuși ne fac mult mai mult rău decât ne pot face cei mari pe care îi vedem. Nu îi vezi decât la microscop, dar când vin, îi simți. Am intrat în sezonul acesta al virusilor. L-avem și noi în familia noastră. Unii au luptat cu el și l-au biruit, alții de-abia acum îl luăm. Și am întrebat, cum este când ești bolnav de virus? A zis. Daniel, toate mă dor. Nu e nimic care să nu mă doară. Și nimic nu mai lucrează bine. Nici stomacul, nici... E teribil, virusul ăsta este teribil. În plan spiritual, păcatul este un virus. Asta Domnul a făcut și mare lucru acum, o să-i ia Dumnezeu capul, ce o să-i facă, ce aveți cu el, lăsați omul în pace. Un păcat nu este un lucru mic. Trăim o adevărată epidemie de câte mii de ani. Mii de ani de zile. Și ca și virusul celălalt, păcatul se ia de la om la om. Foarte mulți oameni spun, nu-i mare lucru. Păcatul ăsta, chestia asta, nu mai e la modă să vorbești în biserică despre păcat. Dumnezeu ne-a dat astăzi mărturia unuia care a fost teribil de bolnav cu virusul ăsta al păcatului. Când tâșesc, trebuie să pun o batistă, da? Ca să nu vă dau și dumneavoastră. L-avem înaintea noastră pe David. Și dacă Dumnezeu în pronia lui, în providența lui, ne-a lăsat psalmul acesta, este pentru că David este un bolnav care vine la doctor. David este un bolnav care vine la doctor. Este un bolnav exemplar. Și în psalmul acesta David mărturisește ce s-a întâmplat în viața lui din cauza păcatului. Și cele trei mari părți în care se împarte psalmul acesta, conform lui Warren Wiersbe, sunt acestea. Păcatul te rănește pe tine, nu te juca cu el. E nevăzut, e neștiut, dar te ruinează dinăuntru, te îmbolnăvește și foarte mulți oameni merg pe picioare, dar sunt bolnavi, sunt putrezi de bolnavi de păcatul acesta. Păcatul îți face ție rău și mie îmi face rău. M-am gândit cum să rostesc predicația asta, să spun păcatul îți face ție rău, să spun păcatul îi face lui rău, sau să spun păcatul îmi face mie rău. Cum e primit mai bine mesajul? Când vorbesc despre dumneavoastră, când vorbesc despre mine sau când vorbim despre alții? Aici e problema Duhului Sfânt. El să o ia și să o pună personal la cei care au nevoie să audă cuvântul lui Dumnezeu. Păcatul îmi face mie rău, mare rău. Și David zice, Daniel, știi ce s-a întâmplat cu mine când am păcătuit? Citește psalmul 51 și să vezi câte simptome de boală am avut, câte organe ale vieții mele au fost afectate.
Al doilea punct, spune Warren Wiersbe, păcatul face rău celor din jurul tău. Din cauza păcatului nestăpânirii lui David, Bathsheba a păcătuit. Soțul ei a trebuit să fie ucis, omorât, asasinat. Curtea regală a fost influențată de ce s-a întâmplat cu David, că nu a luat-o așa pe ascuns și a pus să fie adusă și a stat acolo și i-au adus apă și i-au adus mâncare și toți știau în jur ce face împăratul. Ce face împăratul? Ce face împăratul? Păcatul niciodată nu te infectează și nu te lovește doar pe tine. Foarte mulți. David a zis când a venit Nathan înaintea lui, după lege să dea înapoi 4.000. Și așa a fost. Una din fetele lui, cu o nevastă, a fost siluită, violată de unul dintre băieții lui, care pe urmă fratele fetei l-a omorât, pe Absalom l-a omorât Ioab, pe Ioab îl va omorî mai târziu Solomon. Păcatul nu te afectează niciodată doar pe tine. Foarte mulți oameni sunt infectați de epidemia aceasta. Nu-ți dai seama cine dai mâna, cu cine dai ochii, la cine răsufli, la cine strănuți, cu cine stai de vorbă și se duce. Păcatul nu-ți face niciodată rău numai ție, face rău celor din jurul tău și ești responsabil de ceea ce se întâmplă cu viețile lor. Și în al treilea rând, spune Warren Wiersbe, păcatul îl face rău și îl rănește pe Dumnezeu. De unde știm lucrul acesta? E cel mai bun mesaj pentru cina Domnului. Uitați-vă acolo pe pasă. Aia s-a întâmplat din cauza păcatului. Păcatul îi face rău lui Dumnezeu. Am să stăruiesc doar la prima parte a acestui mesaj, pentru că am ceas, deși nu l-am la mână. Și am să vă arăt frumusețea cu care omul acesta a reușit să facă o radiografie a vizitei lui David la marele doctor. Și David îi spune lui Dumnezeu, sunt bolnav, Doamne. În cap până în picioare sunt bolnav. Ai milă de mine. Ai milă de mine. Am făcut păcatul ăsta și totul e afectat în mine. Toată ființa lui David, David's whole being was affected by his sin. Versetul 3. Ochii lui sunt afectați. Și ochii tăi și ochii mei sunt afectați atunci când păcătuim, David zice. Căci îmi cunosc bine fără legea și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. E acolo, îl văd. Se întorcea la dreapta, se întorcea la stânga. Era păcat, 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 păcat. Era ca o miră prin care vedea toată realitatea. Păcat, 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 păcat. Dincolo de ochii lui, mintea lui, versetul 6, nu mai lucra bine, nu mai lucra bine. Nici nu știe cum a putut să facă așa ceva. Doamne, ce-a fost în mintea mea, ce-a fost în capul meu? Cel mai bun răspuns este, n-a fost nimic. Și el geme și spune, doctore, dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii? N-a fost! Și e vârtelniță mare și vuiet în inima mea. Fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Ochii mei, mintea mea are nevoie de vindecare. Urechile mele au fost afectate, versetul 8. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Păi cheamă niște dasă de la curte să-ți cânte. No, nici nu-mi place nimic. Nu mai pot să ascult, nu mai pot. Urechile mele nu poate să fie în mijlocul veseliei, inima poate să fie tristă, spune David, și inima mea este tristă. Nu-i nimic în lumea aceasta care mă poate face bucuros.
ca o scurtă tangență, așa, tangentă ca o aplicație, există foarte mulți creștini care nu mai au bucurie să vină la casa Domnului, nu mai au bucurie să cânte, nu mai au bucurie să asculte predică, nu au bucurie să se vadă cu frați. Vin ultimii, pleacă primii, sunt bolnavi. Sunt bolnavi, dragii mei. S-a dus bucuria. E păcat. Este păcat. Tu pe tine te cercetează. Nu vreau să stric de aici, nu vreau să te arăt cu degetul. David este în fața doctorului celui mare și spune: Doamne, sunt bolnav de virusul acesta al păcatului și totul în mine s-a stricat. Versetul 8, urechile mele nu mai aud bine. Versetul 10, inima mea, Doamne, nu mai e ca înainte, Doamne, nu mai e, Tu știi cum eram eu înainte, Doamne. Versetul 10, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Păcatul te întinează, te murdărește, ești zoios, ești ca un om scuipat de cineva între ochi, așa, o flecmă. David, așa sunt. Doamne, ce-am fost eu, ce-a fost inima mea și ce e inima mea? Cum am putut, Doamne, să fac toate alea? Eu să ucid, Doamne, eu să ucid pe unul din cei mai buni ostași ai mei. Eu să iau mielușaua acelui sărac. Doamne, cum am putut să fiu așa ceva, Doamne? Cum am putut? Inima lui este tulbure și este în furtună. Spiritul lui este zdrobit. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh? E bolnav. Doamne, duhul ăsta e bolnav. Nu e nou, nu e statornic. Mai dăm o dată, Doamne. Eu știu cum am fost, Doamne, înainte. Când îți cântam cântări în noapte, când făceam psalmii, când umblam cu Tine ziua și cântam cu Tine noaptea. Doamne, zidește în mine o inimă nouă și un duh statornic. Virusul ăsta, Doamne, m-a dărâmat până untru, nu pot să stau în picioare, nu pot să stau în picioare. Vreau să-ți trecut prin așa ceva, toți am trecut prin așa ceva. Te ridici din pat, încerci să te ridici din pat și când te ridici din pat, toată casa se învârtește cu tine. Din punct de vedere spiritual, asta face păcatul. Îți pierzi echilibru, inima ta este întinată. Ești bolnav acolo, înăuntru. Inima ta este bolnavă. Și vocea ta, gura ta, versetul 13 la 15, dacă cineva era vestit în Israel că știe să cânte, să facă poezie și să se veselească, asta era David. Mulțimea îl numea cântărețul plăcut. Îl știau de pe vremea lui Saul, când îl lua duhul rău, îl chema pe David și David lua harfa. Și cânta și Duhul pleca. Ce mare și frumos talent avea David. Și el spune: Doamne, nu mai sunt așa. Virusul ăsta al păcatului m-a făcut țânări. Versetul 11, 13 la 15. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, nu mai pot să cânt psalmi! Nu mai știu să cânt! Iartă-mă, vindecă-mă, dă-mi un vaccin, Doamne, spală-mă, dă-mi o pastilă, vindecă-mă, Doamne, cumva. Nu mai sunt ce-am fost. Păcatul ăsta a fost teribil. M-a ruinat până untru. Limba mea va lăuda îndurarea ta. Și versetul 15. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Păi tu ai făcut atâta psalm, David, tu cu Saul, tu cu toată lumea știi. Nu mai pot! Nu mai pot! Sunt bolnav! David merge la doctor. Și doctorul cel mare îi spune: toate în tine merg rău. Și condensând așa puțin
celelalte două puncte, a pierdut nu numai funcționarea lăuntrului și a, socialmente. David era ursuz, era supărat. Nu era nicio plăcere să stai cu el. Nimeni nu avea nicio bucurie să-l vadă pe David în starea în care este. Și David zice, știu, dar nu mai sunt ce am fost. Dacă nu mă ridică Dumnezeu de aici, nu mă pot ridica. Este ca un bolnav care vine la doctor și spune, astea sunt simptomele pe care le-am avut eu, Daniel Brânzei, tu le ai? Fii atent la simptomele astea și dacă le ai, să știi, e păcat, e undeva, ai luat un virus și virusul acesta te îndepărtează de Dumnezeu. Versetul 11, nu mă lepăda de la fața ta. Și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Cineva spunea, dacă nu-L mai cunoști pe Dumnezeu și nu-L mai simți așa aproape ca altă dată, ghici cine s-a mutat, tu sau Dumnezeu? Cine s-a îndepărtat de tine? De cine? Și David plânge și spune, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Doamne, eu știu ce înseamnă. Oamenii ăștia, teologii ăștia din secolul 20, habar n-au, spune David. Noi am avut Duhul Sfânt, eu am avut Duhul Sfânt. Eu știu ce înseamnă să fii un om plin de Duhul Sfânt. Un om care să îl vadă fața lui Dumnezeu, să aibă o părtășie supranaturală, pentru care supranaturalul să fie cotidian, să trăiască cu Dumnezeu, să umble cu Dumnezeu, să se bucure cu Dumnezeu. Doamne, le-am pierdut, Doamne, nu le mai am. Vreau să văd iar fața ta. Vreau să simt că ești în mine, Duhul tău să fie în mine. Și spune el într-un cuvânt, Daniel Brânzei, am pierdut toată bucuria. Da, împăratul nu este cum a fost. Uite, fii atent la el, nu mai este omul care a fost. Toată lumea vede lucrul acesta. Nevestele lui văd lucrul acesta, copiii lui văd lucrul acesta, curtenii văd lucrul acesta. Și el vine la doctorul cel mare, la Dumnezeu, și spune în versetul 12, Doamne, m-am depărtat de tine, am pierdut părtășia cu tine, pierdut Duhul tău cel Sfânt și am pierdut bucuria. Și spune așa de frumos versetul 12, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Stai, omul după inima lui Dumnezeu este împăratul alesul lui Dumnezeu. El știe ce a fost și cunoaște viața, a umblat pe înălțimile țării împreună cu Dumnezeu și un nevăzut păcat l-a dărâmat. Vorbesc cu dumneavoastră la telefon când aveți virus, că nu vreau să vă fac vizite. Și zic, cum e? Ai poftă de mâncare? Zice, nu am poftă de mâncare. Nu mai am poftă de mâncare. N-am poftă de nimic, n-am chef de nimic. Când ai virus, este așa. David zice, așa e și cu păcatul. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Și dați-mi voie să spun acum retoric. Ăsta este David dărâmat de un virus. E în această epidemie a păcatului de care suferă omenirea de mii de ani de zile. Păcatul oferă plăceri de cât timp? De o clipă. Uitați-vă la omul acesta și mă întreb, se merită să plătim prețul ăsta uriaș pentru plăcerile de o clipă? Se merită. David este un bolnav care vine la doctor și spune, Doamne, nu fă ceva cu mine. Păcatul e un virus mic. Nu-l vede nimeni, nu-l știe nimeni. Nimeni de la Betel, nimeni din familia ta. A intrat și nu-l vede nimeni. E acolo păcatul. Dacă ceva din simptomele acestea se manifestă și în tine, fă ce a făcut David și vino la doctorul cel mare să te vindece el. Amin?
Vor fi întotdeauna și consecințe, dar asta e altă predică, alt subiect. Lovește în cei din jurul tău și foarte greu să-i repari toate oalele sparte pe care le-ai făcut. E un har pe care Dumnezeu trebuie să ți-l dea. Și al treilea, Dumnezeu suferă. De unde știu că Dumnezeu suferă? David zice, împotriva ta și numai împotriva. În universul acesta, David se ridică la conștiința cosmică eternă și spune, în universul acesta unde este o luptă între bine și rău, tu ești bun și celălalt este rău. Când am făcut poftele lui, te-am rănit pe tine, Doamne, în universul acesta m-am aliat cu dușmanul tău, împotriva ta, numai împotriva ta, Doamne, în universul acesta păcătuim când păcătuim. La o pocăință adâncă, Dumnezeu dă o iertare și mai adâncă. Și slăvit să fie Dumnezeu că ne-o dă fiecăruia dintre noi. Aș vrea să închei cu două versete din Isaia și să trecem la cină. Nu-mi place niciodată să termin negativ. Psalmul Isaia 43 cu 25. Dacă mi-l dădeai pe ecran era și mai bine. Termin cu ceva pozitiv. Ce i-a făcut Dumnezeu lui David? Ce i-a dat Dumnezeu răspunsul lui David? Iată ce frumos spune Isaia. Eu îți șterg fălădelegile pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Binecuvântat să fii, Doamne, că așa este iertarea ta. Isaia 44, versetul 22. Eu îți șterg fălădelegile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat, binecuvântat să fie sângele și binecuvântat să fie trupul Domnului Iisus Hristos. Amin? Amin. Amin.